друга. Causele burlacul Vitalie și Băgălaie Irina, colegii penal decide de a respinge cursul declarat de către avocații Cechir și Zampir că ne contrați și menține încheierile judecării Buiucan din 3 aprilie 2014 în privința lui Burlacu și Băgălaie. Deciziile sunt irevocabile. Nu cred că deciziile sunt irevocabile. La stop. Да. Конец катуша. Да, конец катуша. Конец катуша. Am stabilit cu certitudine că suma de 500 de mii de euro, care ulterior a fost ridicată dintr-o să fie unei bănci comerciale, la fel erau pregătiți, destinați pentru a corupe alți deputați din coaliția de guvernare. La moment nu am stabilit cine stă în spatele acestor mijloace financiare, proveniența lor cu certitudine, dar având în vedere că lor le se incriminează săvârșirea infracțiunii prin complicitate cu alte persoane necunoscute, a fost dejungată o altă cauză penală, separată în prezența persoanelor necunoscute, în cadrul cărora vor continua acțiunile de urmărire penală pentru a stabili tot cercul de persoane implicate în săvârșirea acestei infracțiuni. Păi, vă dați seama, dacă am spus că nu cunoaștem cine sunt persoanele necunoscute, nu mă pot expune la numărul lor și cine sunt ele concret. S-a vehiculat versiune că în spatele acestor încercări de a corupe deputați stă domnul Platon. Admiteți această versiune? Atâta timp cât nu am stabilit, organul de urmărire penală nu poate vehicula careva nume sau careva persoană. Totuși, dumnealui este cercetat? Până la momentul de față, pe cauza dată, numele Vecislav Platon încă nu figurează.